Încă două posturi vamale își sistează activitatea de astăzi, începând cu ora 8. Decizia a fost luată la Comisia pentru Situații Excepționale. Așadar, traficul prin posturile vamale Costești-Stânca de la frontiera cu România și Briceni-Rosoșană de la cea cu Ucraina va fi sistat. Astfel, cetățenilor le este recomandat să amâne călătoriile și să respecte măsurile restrictive impuse de autorități în scopul prevenirii răspândirii îmbolnăvirii cu COVID-19.